În primul rând, cu acordul dumneavoastră, mi-aș dori să fac o precizare că medicina modernă în anul 2024 trebuie să fie făcută doar în echipă și asta trebuie să înțeleagă toate spitalele din țară, indiferent de rangul pe care îl au, pentru că avem un singur scop, un scop comun și acesta este binele pacientului și salvarea de vieți omenești. De ce țin să fac această precizare? Pentru că în urma evenimentelor întâmplate dinaintea sărbătorilor de Paști, din Sâmbăta Mare, au apărut tot felul de comentarii și am observat tot felul de lucruri, cum să spun, de invidie, de ranchiună. Nu există așa ceva. În anul 2024, dacă vrem să avem un sistem medical românesc performant, trebuie să depășim aceste animozități și aceste frustrări și trebuie să facem un front comun. Că nu sunt pacienții Spitalului Județean Suceava, ai regiunii Moldova, ai Bucureștiului, ai Transilvaniei, sunt pacienții noștri, sunt pacienți care ni se adresează spitalului și sunt pacienți ai sistemului medical românesc. Managerul Alexandru Calanci a explicat că unii dintre colegii săi din țară, dar și unii dintre decidenți, au fost deranjați de faptul că spitalul de la Suceava a fost solicitat pentru a prelua pacienți transferați din marile centre universitare din țară. Sunt colegi, și vorbesc în general la nivel național, sunt colegi deranjați că la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava se întâmplă lucruri bune. Cum de se întâmplă? Păi se întâmplă pentru că ne dorim acest lucru, pentru că vedem pacientul ca pe un om care trebuie să-l ajutăm fără nicio condiționare. Nu contează de unde și cum îl trimitem. S-ar putea ca în următoarele zile, nu știu, dar s-ar putea ca în următoarele zile compartimentul de radiologie intervențională să fie într-un impas. Nu știu, din punct de vedere a resursei umane, din punct de vedere a resursei financiare, pentru că v-am spus, costurile sunt destul de mari pentru o asemenea procedură și vorbesc de peste 15.000 de ron, deci peste 3.000 de euro. Și atunci s-ar putea să fie un moment, nu ne dorim acest lucru, dar s-ar putea să fie un moment în care să fim într-un impas. Ce înseamnă asta? Că nu trimitem pacientul respectiv din orgoliu și din ambiție către un alt centru? Ba da, vom face orice este posibil pentru salvarea de vieți omenești. Dar acest lucru nu trebuie să se facă decât cu o foarte mare bucurie. Cu toții ar trebui să ne bucurăm că, iată, apare un spital județean care poate să facă față cu brio în niște momente dificile și să rezolve niște cazuri foarte grave de urgență majoră. Deci discuțiile colegilor, discuțiile anumitor oameni decidenți care nu văd cu ochi frumoși faptul că din Moldova, cineva reușește să facă lucruri bune. Este, din punctul meu de vedere, absolut greșit și noi vom continua în această direcție de a ajuta cât mai mulți pacienți, indiferent de zona în care vin, indiferent de la spitalul de care vin, facem tot ceea ce este posibil și ceea ce stă în dreptul nostru să ajutăm și să salvăm cât mai multe vieți omenești. Managerul a mai spus că spitalul de la Suceava nu își dorește faimă, ci să devină o componentă importantă a unui sistem medical performant. Iar Spitalul Clinic Județean Suceava nu dorește faimă proprie, dorește să fie o piesă foarte importantă dintr-un sistem medical românesc performant. Avem mult până acolo, până la a fi performant, dar doar împreună, în echipă, putem face aceste lucruri să funcționeze foarte bine. Nu cu invidie, nu cu ranchiună, nu cu tot felul de apelative de a minimaliza eforturile pe care noi le facem. Nu vrem statuie ridicată, vrem doar să fim o piesă foarte importantă din acest angrenaj care este sistemul medical românesc. Și vom face toate eforturile și vom ajuta în continuare absolut toți pacienții care ni se adresează. În ultimele zile, centre universitare importante din țară au transferat pacienți cu accidente vasculare la Spitalul Clinic Județean Suceava pentru a fi tratați.